O să vă arăt câteva plante și fructe de pădure. Aici sunt zmeur căpșun, un soi japonez, exotic. Aici este un soi de zmeură, deci este jumătatea lui aprilie, deja a început să facă boboci, flori. Aici sunt frunzele de smeură la acest soi, lașca. Acestea sunt agrișe. Deja le cad florile și bagă boabe. Tot floare de agrișe cu țepi. Este un soi roșu. Da? Crenguțele se văd cu fructe. Este un soi Hinomaki. Aici sunt câteva flori de căpșuni din grădină. Acestea sunt niște căpșuni mari atunci când se fac, dacă au umiditate și soare. Aici este un soi deosebit de mure, se numesc Caraca Black. Este un soi deosebit. Sunt acolo micuțe, în grădină, sunt la început. Sperăm să crească în acest an. Fac niște fructe alungite. Acestea sunt coacăze și înflorite și cu boabe care încep să bage bobul, să mărească bobul. Sunt mai multe feluri de coacăze, o să vedem. Acestea au alt fel de floare. Sunt, după cum am văzut, cu diferite tipuri de flori. Da, acesta este un josta sau josta. Este o combinație între agriș și coacăz. La mine în grădină nu-i merge, stagnează de ani de zile. Dar face așa câteva boabe. Acesta este alt coacăz, un coacăz roșu. Aici tot un coacăz roșu. Se văd frunzele și florile. Acesta este înflorit. Aici este un mur sălbatic. A ieșit în curte sub un nuc. Deci, pur și simplu, eu nu am pus acest mur. Au venit păsările și l-au germinat și a ieșit chiar între lemne. Ori l-au fost adus cu semințele din pădure,
lemnul adus de la pădure. Și a crescut, l-am îngrijit, l-am udat și chiar face mure acrișoare. Micuțe, dar sănătoase. Aici este un alun, sunt doi aluni, am în curte. Soiul alune de Haleș sau Hales, Haleș. Sunt și ei micuți, cresc greu. Acesta este un castan, frunzele de castan au început să crească. Este un castan comestibil. Soiul Castanea sativa. Îmi plac frunzele cum arată, când se măresc au tot aceeași formă, să sunt mult mai mari și alungite. Aici este Tiberi, deci un soi hibrid de mureș meur, deci face niște fructe mari, conice și roșii. Deci este o combinație între mureș și zmeur, cu țepi, bineînțeles. Sunt acrișoare, dar foarte sănătoase, foarte bune. Bine, nu sunt dulci ca murele pe care le am eu, însă sunt foarte, foarte bune, foarte gustoase. Tot taiberii, puieții care au dat din noi lăstari care au ieșit din pământ. Acesta este afinul canadian sau amelanchierul. Este un fel de merișor. Îi mai spune și merișor de miere. Aici deja i-au căzut florile și a început să lege. Mai târziu o să-l vedem și înflorit, pentru că am făcut așa niște poze succesiv cu el. Deci seamănă cu niște afine, totuși este pom, este un arbust, însă nu sunt afine, sunt are niște sâmburi ca merele în interior, dar sunt foarte micuțe. Și sunt movalii, roșu movaliu, sunt foarte dulci, gustoase atunci când se coc. Acestea sunt florile, sunt subțiri și mari. Aici este când îmbobocea. Acestea sunt poze când încă se desfăceau bobocii, deci era la începutul înfloririi, se vede și o albină acolo. Au fost polenizate bine. Da, după cum am văzut, era plin de flori. La fel și de fructe, acum.
Aici sunt aronia, înainte de înflorire, când se desfăceau mugurii. Au niște frunze lucioase, verzi, sănătoase, cu gust astringent. Aceste fructe, aronia, sunt foarte păpuroase atunci când le mănânci, însă dacă le lași bine să se coacă, ele sunt albastru spre negru. Bine, unele sunt albastre, altele negre, acestea sunt mai mult albastre. Aici sunt înflorite. Începeau să se deschidă mai mult. Observați cât de frumoase sunt și mirositoare. Au un miros foarte puternic, însă atrag și multe insecte. Sunt, de fapt, plini, vin insectele să extragă polen sau să le polenizeze. Am văzut deasupra lor fel de fel de insecte, și buburuze, și albine, și gândași puturoși, muște, chiar și muște, și multe alte insecte. Deci acestea sunt plantele la jumătatea lunii aprilie 2020 și o să mai facem un video atunci când încep să coacă fructele.